Iașiul vrea să iasă din subsolul clasamentului. Nici măcar cel mai pesimist suporter al Iașiului nu se gândea la un parcurs atât de slab al trupei din Copou în primele 5 rude ale campionatului. Victoria cu Botoșeniul a mai detensionat atmosfera de la FC Politehnica Iași, dar trupa lui Stoican trebuie să obțină un rezultat bun și la Călăraș. Cu 6 puncte în clasament, nou promovată are o singură înfrângere în acest sezon și se dovedește o nucă greu de spart pentru formațiile cu pretenții din Liga 1. Partida este programată mâine de la ora 18. Atmosfera este bună după această victorie frumoasă contra Botoșanului. Este o săptămână la fel de grea, ne pregătim bine și trebuie să fim conștienți că partida de la Călăraș nu va fi una ușoară. Ne dorim să facem un meci bun, să avem aceeași atitudine și de ce nu să obținem un rezultat favorabil. Va fi un meci dificil, este un meci în deplasare și eu îmi doresc foarte mult să câștigăm.